ce se va întâmpla. Ce la fiu are cu viața mea? Pe la oameni atunci alerga, dar răspuns la oameni nu găsea. Mulți bani atunci am cheltuit, dar nu s-a schimbat atunci nimic. Dar atunci când eu m-am rugat, Domnul Iisus m-a eliberat. Am simțit atunci puterea sa și că a venit Domnul în viața mea. Și mi-a dat o bucurie mare, care n-are nicio semănare. Bucuria ce venea de sus, de la Domnul meu și scump Iisus. Știu că era foarte fericit, că Domnul Iisus m-a mântuit. Fă ce vrei, Doamne, cu viața mea, că mă simt dator toată viața. Dă-mi putere, Doamne, că trăiesc, la oameni să te mânturisesc. Tu, Iisuse, drag să mântuiești pe aceia care tu-i dorești. Ajută-mă, Doamne, pe calea ta, vreau ca să lucrez în via ta. Mă, Doamne, ce vrei cu viața mea?
Oare unde vei pleca, suflet drag? Când pleci din lumea aceasta, suflet drag, banii nu te-or ajuta. Când pleci din lumea aceasta, vai va fi de soarta ta. Că fără de legământ, suflet drag, nu ajungi în cerul sfânt, suflet drag. Trebuie să te pocăiești și pe Domnul să-L primești, zi de zi să te sfințești. Trebuie să te pocăiești și pe Domnul să-L primești, zi de zi să te sfințești. Capitolul 3. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Sunt printre ei unii care se vâră prin casă și momesc pe femeile ușuratice, îngreuiate de păcate și frământate de felurite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplină cunoștința adevărului. După cum Ian și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricați la minte și osândiți în ce privește credință. Dar nu vor mai înainta, căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată și acelor doi oameni. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra. Știi ce prigonire am răbdat? Și totuși, Domnul m-a izbăvit din toate. De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, căci știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Astfel zice Duhul Sfânt suflete de bărbat, câtă vreme vei alimenta candela cu un de lemnul sfânt, elamantus tania valus simeno grante valus zement, multe suflete se vor mai lumina, câtă vreme vei asculta glasul Domnului și vei sta la ascultare față de vocea Domnului. E camia velte, zimeno grante, valo semant, multe suflete vor veni la viață și la mântuire. El imano grante, valo zimeno grae, palmene, valo semant. Per amantus tania, valo zimeno grae, palmene, vel. Și în ogorul Domnului vor mai intra suflete, zice Domnul,
La omene, valozime negrante, valo teman pentru a se completa numărul de plin. El ameno grante, velozime negrae, amene, valo teman. Preot manovel te zime no grante, vel lucrul acesta. Și lucrarea aceasta este mai mare decât toate lucrările care se mai fac pe pământ. Înțelege, zice Domnul, că este o lucrare mai mare decât toate lucrările care se mai fac. Ecania valte zime no grae, almene valo zime no grante, velozima. Preot meno valo zime ne grae, almene vel. Dacă sufletele se vor mântui, zice Domnul, și vor ajunge la viață veșnică, sunt mai mare preț decât tot aurul pământesc. El ameno grante valo zime ne grae, almene vel. Nu pun niciun preț, zice Domnul, și nicio valoare de pe lucrurile care vor peri în curând, dar sufletele care se vor mântui vor avea un mare preț și o mare valoare. Fii prea și veghetor în direcția aceasta, zice Domnul, și în lucrarea aceasta, pentru că este o valoare mare și un preț mare, zice Domnul. Cheamă-L pe Domnul în lucrarea și în ogorul în care ești chemat. E cania vei pe zime no graet almene velo zeman. Și gândul acesta să te însuflețească în toate lucrurile, zice Domnul, că astfel vei vedea mâna Domnului într-o măsură mai mare, vei vedea planul celui sfânt într-o măsură mai mare și vei putea depune mari mărturii. E cania vei pe zime no grante valo zeman. Almene velo zime no grante valo zeman. Și în numele Domnului se va proslăvi. E canante paro de velte zime no grante valo zeman. Almene velo zime no graet, almene vel. Manaet velo zime ne grante val. Mărire celui viu, glorie celui viu, sanare, sarul tău de lumină, să luminează viața noastră de fiecare zi. Mulțumim că ne vorbești, Doamne, te rogăm și suflet, și dai putere la continuare, dă putere Domnului Tău să poată face lucrare în bucurie, să poată rămâne în ascultare și să poată sta la împlinire, Doamne, chemării Tale. Și să nu-i pese, Doamne, Dumnezeu, de niciun leu care rămânește cu dor de răzbunare, să poată rămâne atare pe temelie, întărește toate măsurarele care au slăbit. Da, putere, Doamne, Dumnezeule Sfânt, ființe aceștia ca să poată fi plin de bucurie, plin, Doamne, Dumnezeule Sfânt, de...